Fetele vechi vorbeau cu noua concurentă Natalia și întrebau când va dormi aceasta la băieți. Ea a spus că în această seară au întrebat-o dacă are emoții și Adriana îi spunea că nu trebuie să aibă emoții, că sunt de treabă și să se distreze. Iar Cristina i-a zis ca Natalia să îi transmită lui Alexandru să doarmă de vreme ca să nu-l mai doară capul. Și Adriana a povestit că atunci când a fost ea în casă a avut Cristina acea scenă de gelozie și de aceea a zis asta, iar apoi a continuat Adriana cu același sfat să se distreze. Natalia spunea că nu mai sunt băieți singuri, că toți sunt fie într-o cunoaștere, fie într-o relație. Aici, cumva, băgându-l în aceeași oală și pe noul concurentă Vlad. Iar Adriana a zis, păi ce, că încă nu s-a oficializat nimic.